dintre sărbătorile cele mai importante dedicate Sfintei Fecioare Maria este adormirea Maicii Domnului, moment în care biserica prăznuiește trecerea sa la Domnul. Un izvor important al deslușirii însemnătății acestui praznic pentru biserică îl reprezintă textele liturgice. În acestea, în mod poetic, este slăvit momentul adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului își încredințează sufletul Fiului Său, Mântuitorul Hristos, care îl primește în slavă în prezența Sfinților Îngeri. Astăzi cerul își desface sânurile, primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate, și pământul, cel ce dă izvor de viață și de binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se reunesc ceată cu apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut pe începătorul vieții, mutându-se ea din viață în viață. Toți suntem îndemnați să ne închinăm ei rugându-ne, împărtășirea cea de un neam nu o uita, stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credință preasfântă adormirea ta, adică se cere Fecioarei să nu uite că suntem oameni la fel ca și ea și să se roage pentru noi. Maica Domnului este cea dintâi mijlocitoare și rugătoare pentru noi la Hristos Domnul. La finalul tuturor slujbelor, preoții invocă această mijlocire preeminentă zicând: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale. Când este reprezentată în biserici ca rugătoare sau orantă, ea este un simbol, o personificare a bisericii întregi care se roagă. De aceea Maica Domnului este pictată în apsida Sfântului Altar cu mâinile întinse în rugăciune. Își ridică în altar mâinile către Mântuitorul, reprezentat în fiecare biserică în tur la Pantocrator. Lauda Maicii Domnului are întotdeauna legătură cu faptul că ea l-a născut pe Mântuitorul Hristos, cu faptul că ea este născătoare de Dumnezeu. În Maica Domnului, finitul a fost capabil să cuprindă infinitul, cel necuprins a fost cuprins în pântecele fecioresc. În acest praznic al adormirii sale, textele liturgice lasă să se întrevadă și alte minuni săvârșite la acel moment. Petrecut au cetele celor fără de materie în Sion dumnezeiescul tău trup cel mergător la cer, spune textul slujbei, dat-o ți-a ție cele mai presus de fire împăratul Dumnezeul tuturor, că precum într-o naștere fecioară te-a păzit, așa și în groapă trupul ți-a ferit fără stricăciune și împreună te-a proslăvit într-o dumnezeiască mutare, cinste ție Maicii ca un fiu dăruindu-ți. Deși lasă această lume prin sfânta dormirea sa, Maica Domnului nu o părăsește, rămânând rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a neamului omenesc.